Așa cum știm, suntem foarte preocupați și foarte interesați să dezvoltăm zona Republica, o zonă care are un foarte mare potențial, dar care n-a fost folosit până acum. În perioada asta post-industrială, când în București nu se mai pretează să faci industrie grea, de exemplu, industrie mare, trebuie să găsim o nouă destinație zonei, facilităților de acolo, Hala la Minor, care este principalul motor, care trebuie să fie principalul motor de dezvoltare al zonei. De aceea am avut întâlnire cu cei de la GLL, unii din cei mai mari, dacă nu chiar cei mai mari consultanți pe partea de dezvoltare imobiliară. Ne-au prezentat niște lucruri foarte interesante și suntem nerăbdători să mergem cu această prezentare în Consiliu și să încercăm, printre propunerile și recomandările pe care ni le-au făcut, să alegem pe cea pe care considerăm că ni se potrivește cel mai bine. Am fost foarte încântați că am fost invitați să propunem primăriei sectorului 3 o soluție pentru Hala la Minor, pentru că credem că dezvoltarea durabilă și sustenabilă a patrimoniului industrial al Bucureștiului ar trebui să fie o prioritate pentru toată lumea și pentru toate primăriile. Dăm seama că nu e simplu, mai ales sale istorice sunt deosebit de complicat de gestionat și din păcate, sau mă rog, prin natura lucrurilor, sectorul privat nu poate să susțină o dezvoltare de dimensiunile astea singur. Deci, treaba noastră a fost cumva să încercăm să venim cu o soluție de dezvoltare organică a 72.000 de metri pătrați de hală istorică, venind cu funcționalități, cu scenarii diferite pe funcționalități atât comerciale, birouri, dar și parte publică, de utilitate publică și socială, și să sperăm că asta se va transforma într-un proiect de succes pe viitor. Scopul este ca primăria să fie un catalizator, să dea primul impuls, primul imbold. Ulterior, privatul trebuie să intervină și să ia și să dezvolte, în interesul evident de a avea trafic acolo, de a muta zona din zonă exclusiv industrială, istoric industrială, într-o zonă vie, într-o zonă cu birouri, într-o zonă în care oamenii să-și petreacă timp și ziua și după amiaza și seara, eventual, și care să deservească partea de rezidențial foarte mare care se dezvoltă în sectorul 3, mai ales în partea de est.